Actualul vicepreședinte al Consiliului Județean a câștigat alegerile din filiala locală a Partidului Național Liberal. Marius Danga a obținut 98 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Vasile Cotiug, a avut doar 16 voturi. Consilierii locali Ciprian Bostan și Eduard Boz au fost aleși prin vicepreședinței filialei. Alegerile pentru șefii organizației județene vor avea loc pe data de 3 iulie. Până în prezent, doar deputatul Alexandru Moraru și-a depus candidatura. Vă reamintim, foștii lideri ai organizațiilor județene și locale, Costel Alexe și Mihai Chirica, s-au autosuspendat din funcțiile de conducere, fiind cercetați în mai multe dosare.